Eu mi-am exprimat toată disponibilitatea, ca acolo unde sunt carențe în activitatea Spitalului Județean și acolo unde poate interveni corect și legal Consiliul Județean, adică ține de noi să găsim cele mai bune soluții, astfel încât aceste carențe să fie rezolvate în perioada următoare. În momentul în care voi primi de la Spitalul Județean o situație a sumelor care ar trebui Consiliul Județean să le pună la dispoziția domnilor, categoric voi avea discuția cu Direcția de Buget Finanțe din Consiliul Județean, mă voi sfătui și cu consilierii județeni și dacă va fi nevoie, vom interveni și vom acorda sprijinul de care unitatea ar avea nevoie. Până atunci, așteptăm aceste solicitări și, repet, ne exprimăm toată disponibilitatea ca aceste carențe să fie rezolvate cu celeritate. Ce se întâmplă la Spitalul Județean după demisia domnului Malancea? Ați aflat cu toții, domnul manager Malancea a înaintat demisia către Direcția de Sănătate Publică Botoșani și spre știință Consiliului Județean. Am luat act, practic, fiind înștiințată de acest demers al domniei sale. Până astăzi, inclusiv, domnia sa este în activitate. Și ca și măsuri pe care eu le-am întreprins până în acest moment, am cerut un punct de vedere corect și pertinent de la Consiliul de Administrație al Spitalului. Conform legislației în vigoare, dumnealor, trebuie să-mi pună la dispoziție acest răspuns, să vedem dacă fostul manager își poate continua activitatea sau nu în acest moment, pentru că avem o lege pe care noi cu toții trebuie să o respectăm și în acest context, cred că pe parcursul zilei de astăzi, Consiliul de Administrație va emite un punct de vedere cu o propunere, exact așa cum prevede legislația în vigoare. Pe de altă parte, înțelegem că și Direcția de Sănătate Publică a înaintat aceste documente la minister și așteaptă și dumnealor un punct de vedere. Cert este că până la sfârșitul zilei de astăzi sau luni dimineață, această situație va fi clarificată până la capăt. Nu vine automat doamna Mihalache? În mod normal, domnia sa ar trebui să revină pe post. Eu personal eu mențin punctul de vedere pe care l-am avut și pe parcursul anului 2020 și pe parcursul anului 2019, atunci când i-am solicitat demisia public și încă aștept această demisie, dacă îi putem spune chiar demisie de onoare, dacă mai putem vorbi despre acest aspect în acest moment. Aveți o propunere acum? Ce s-a întâmplat în primăvară nu poate fi șters cu buretele la unitatea spitalicească. Nu putem uita că peste 150 de cadre medicale au fost infectate în această perioadă. Nu putem ascunde faptul că foarte multe cadre medicale au fost în, să-i spunem chiar poate în imposibilitatea de a desfășura actul medical așa cum poate ar fi trebuit. Nu o spun eu, o spun rapoartele de control care se regăsesc la nivelul Direcției de Sănătate Publică. Toate aceste date trebuie atent analizate de către Consiliul de Administrație și, repet, aștept propunerea lor și, în consecință, voi face o propunere corectă pentru manager. Aveți deja o persoană pe care, un medic pe care îl propuneți? Sigur că vom lua cea mai bună soluție pentru Spitalul Județean, astfel încât activitatea, pe de o parte și administrativă și de comunicare și de gestionare a situației, pentru că vorbim de un spital județean cu peste 2000 de salariați, o zonă foarte grea, mai ales acum în plină stare de